merg să văd filme la TIFF, prefer să merg în locațiile outdoor. Pentru că, dincolo de a fi o proiecție de film, mi se pare că o proiecție în aer liber e o experiență. Pentru că, în primul rând, schimb contextul, e altceva decât o sală de cinema. Ai mult mai mult zoom Z, asta înseamnă că tu trebuie să te concentrezi mult mai mult la film și nu la ce se întâmplă în afara lui, deși și alea fac parte din context. Noi cum nu avem chestia asta de cinematograf în aer liber, că în România nu prea existat. Chiar a fost un sentiment de wow, așa, mai ales că atmosfera acum e perfectă și vremea e perfectă și ți-e drag să stai afară și un sentiment așa de bucurie. Locul în care suntem acum mi se pare fain, de ce? Pentru că e universitatea aici, e locul în care poate ai făcut cursuri sau ai stat cu colegii, atât, mi se pare destul de interesant. Rămâi și cu amintirile senzoriale. Cred că asta e dincolo de partea de cinema în care ești așa ca într-un planetariu. Cumva, când ești la o proiecție într-un spațiu liber, e un întreg univers. Tot zoom, de tot freamătul, oameni, sunetele pe care le auzi, sunt diferite de sala de cinema. Și în plus, știind că îl vezi o singură dată, spre exemplu, în premieră la TIFF, dacă vezi un film într-un spațiu outdoor, știi că e one shot, one opportunity.